Referitor la Goffman, a fost o informație săptămâna trecută, dumneavoastră cunoașteți, precum că el a intrat în țară. Acțiunile care au fost întreprinse nu s-au confirmat. Poziția mea era să-l aducem pentru a fi audiat, adică pentru a respecta procedura. Ca să înțelegeți, fiecare martor care urmează să fie audiat trebuie să respecte o anumită procedură. El urmează să fie avertizat de răspundere penală pe care o poartă în cazul de refuzul de a face declarații sau în cazul de denunță calomnios. Este o procedură generală pe care o trece oricare persoană care vine și declară că un polițist a fost corupt. El, inițial, prima întrebare este dacă știi despre răspundere penală pentru articolul 311 sau 312. Este o procedură normală. De aceea, alegațiile care le-a făcut domnul Goffman sunt, după mine, importante, dar el trebuie să treacă procedura respectivă. Eu nu pot să mă conduc de declarații care le-a făcut public și nu vrea să le confirme prin propria semnătură.